binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Aleluia, 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 aleluia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zicilei mante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Binecuvântate, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale, ceata sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt aia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Mâna dintr-o neființă mai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc mai cinstit, și iarăși mai întors în pământ din care le-am fost luat, la cel după asemănare mă ridică cu frumusețea cea din tâi, iarăși împodobindu-mă. Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Odinește Dumnezeule pe robii Tăi și așează în rai, unde cei de nesinților, Doamne, și drepții ca luminători strălucesc. Ia dormitul robul Tău, odihnește-i, trecându-le lui toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Domnului, pe o dumnezeire între străluciri, cu bună credință sau laudăm strigând, Sfântești Părinte fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție și ne scoate pe noi din focul cel de veci și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Curată, curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Odihnește Mântuitorul nostru cu dreptii pe robul Tău și-L sălășluiește pe dânsul în curțile Tale, precum este scris, trecându-i ca un bun greșelile Lui cele de voie și cele fără de voie și toate cele într-o știință și într-o neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai răsărit lumii din Fecioară Hristoase Dumnezeule și prin Dânsul Fiul Luminii ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeului Israel. Doamne, odihnești cu dreți pe adormitul robul Tău. Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care înălțam crucea credincioșilor Tăi, bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Cu Sfinții odinește Hristoase sufletul adormitului robului Tău, unde nu este durere nici întristare, ci viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut ce ai zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum a zis Scriptura, când o gândi lumea atunci în groapă ne sălășluim, unde împreună sunt împărații și săracii.
Pentru aceasta, Hristoase, te rugă cu acesta, mutat de la noi, odihnește-o ca neghitor de oameni. Aliluia, 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 cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului tău. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Binescătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstindu-o, să o mărim. Duhurile și sufletele dreptilor te vor lăuda pe tine, Doamne, pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, pe care nu putează căuta oștile îngerești, iar prin tine prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care mărindu-l cu oștile cerești spre tine te fericim. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează vindecărepințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în izbită și ne izbăvește de cel viclean. Este împărăția, putere și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Duhurile vieților celor ce s-au sfârșit, odihnește Mântuitorule și sufletul adormitului robului Tău, păzindu-l pe dânsul într-o viață cea fericită, care este de la Tine, iubitorule de oameni. Odihna Ta, Doamne, une toți sfinții Tăi se odihnesc. Odihnește sufletul adormitului robului Tău, căzuți ești iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care le-ai dat pogorul la iad și ai deslegat durerile celor fericați. Însuși sufletul adormitului robului Tău odihnește-l. Și în vecii vecilor, amin, una curată și prea nevinovată fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-l se mântuiască și sufletul adormitului robului Său. Miruiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu, schimonacul Serafim, cu tot neamul adăniște nu ca simțite nu-i toată greșala cea de voie, cea fără voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu să așeze sufletul lui de drept și se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. De Doamne, e Doamne, minuie, căcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale. Însuși, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului Tău și monacul Serafim, tot
neamul cel adormit, în loc luminat, în loc de verdeat, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare, suspin, orice greșeală, a zice a săvârșit el cu cuvântul sau cu fapta, sau cu gândul ca un Dumnezeu bun, iubitor de oameni. Iată, nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta e dreptate, înveași cuvântul tău, adevărul. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, că Tu ești învierea și viața și odihna adormitul robului Tău, schimonacul Serafim, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și în fără început al Tău, Părinte, prea Sfântului Bunul de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Însă prea bun împărat, prin Dumnezeu și nevrem slujitorul tău, iată și pe adormitul robul tău, schimuna, Serafim, neam și adormit. Dumnezeu. Orice a greșit ca un om în această viață, el toate câte a păcătit cuvântul, cu lucru sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura a pus în acea chipa asupra lui, care însuși din mânia s-a adunată, prin s-a legat pe sine sau de la Hireu sau de la cineva spiritual, de care ca aceasta, prin invidia și prea diavolului, binevoiește prea bună și mult îndurată ca sfântul lui, să așeze cu sfinți ca din viață prin locuție, iar trupul lui să-l dea fericit de tine, că binecuvântat și prea slăvit ești prin vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, deja noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacuvioase Părinte, binecuvântat. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurate, Maicii Salele Sfinților, Măriților, Întotdeauna lăudați Apostole, preacuvioși Dumnezeu cu Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, ale Sfântului Dreptul Lazar cel înviat a patra zi din morți și ale tuturor Sfinților, de-a dormit de robului tău, schimonahul Serafim, cel mutat de la noi în cortul de să-l așeze, Dumnezeu să-l odihnească, cu drept să-l numeare pe noi, să ne miluiască ca un bun iubitor de oameni, Amin. Cu toți să-l avești și în pomenire, vă rog, toate rugile, toți părinții, slujitorii, pentru fericire, adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletul adormitul robului tău, schimonahul Serafim, cu tot neamul și domnicire fărui, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică lui pomenire! Și fără-i veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Lui Duh, amin! Sfinte, odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Preacuvioase Părinte Stariți, preacuvioși, cuvioși părinți, iubiți credincioși, iată, ne-am adunat astăzi aici într-un număr destul de mare pentru a ne ruga pentru sufletul adormitului robului Dumnezeu, schimonahul Serafim. De multe ori în decursul unui an ne rugăm pentru cei ce au adormit. De multe ori aprindem lumânări la căpătâiul lor. De multe ori ne rugăm seara și dimineața pentru aceștia. Însă iată că biserica a rânduit ca la anumite soroace să se facă anumite slujbe speciale de pomenire. Așa cum este la 9 zile, la 40 de zile, la 3, la 6 și la 9 luni, la un an și așa mai departe. Iată, am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu, cu îngăduința sa, la 6 luni de la trecerea la Domnul a schimonahului Serafim. Și iată, este un nou prilej de a ne ruga exact cum arată și rugăciunile bisericii. Se roagă ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcut lui Dumnezeu. Și iată că această slujbă de parastas, de fapt acest cuvânt parastas, vine din limba greacă și înseamnă a sta lângă, a mijloci. A sta lângă cine? A sta lângă cel care a adormit și a mijloci împreună
pentru el înaintea dreptului judecător, în fața lui Dumnezeu. Și ne-am adunat cu toții aici pentru ca să ne rugăm. Foarte frumos spunea cineva oarecând că cel care a murit moare cu adevărat doar când este uitat de cei de lângă el, de cei din prejurul lui. Și faptul că frățiile voastre sunteți astăzi aici, într-un număr așa de mare, dovedește faptul că nu l-ați uitat, că încă este în inimile voastre, cuvântul lui încă a rămas în mintea și în sufletul frățiilor voastre. Și așa cum l-am cunoscut și l-ați cunoscut, foarte mult și foarte frumos a vorbit și Părintele Stariță la sfârșitul slujbei la predică, atunci când a punctat câteva dintre însușirile sale deosebite. De fapt, un bun creștin este cel care caută la cel de lângă el ceea ce este bun, precum o albină adună doar nectarul. Și dacă ar fi să sintetizăm în câteva cuvinte virtuțile sale deosebite pe care noi trebuie să ni le însușim, pentru că sunt de un real folos, ar fi trei la număr. În primul rând, rugăciunea. A fost un om al rugăciunii, s-a rugat zi și noapte, avea rugăciunea minții, se ruga din tot sufletul, din toată inima, cu lacrimi în ochi. De multe ori în magazinul bisericesc îl găseam acolo, rugându-se la icoanele pe care foarte mult le iubea și le îndrăgea. A doua virtute este, exact cum spunea Părintele Stareț, ascultare deosebită. Rar mi-a fost dat să văd pe cineva la o vârstă înaintată care să dea dovadă de atâta smerenie, nu doar față de Părintele Stareț, ca îndrumător duhovnicesc al său pe cărarea mântuirii, dar și în fața altor oameni mai tineri, chiar și în fața noastră a celor mai mici. Iar al treilea lucru, și nu cel din urmă, ar fi dragostea de care a dat dovadă față de toți cei care au călcat pragul mănăstirii și pragul magazinului bisericesc, cu multă dragoste, cu cuvinte sensibile, se apropia de toți cei care veneau acolo. Rugăm așadar pe Bunul Dumnezeu să-L odihnească cu drepții, iar noi, cei care încă suntem aici, în această lume, în Biserica Luptătoare, să încercăm cu toată puterea să ne împropriem aceste trei virtuți, dragostea, rugăciunea, credința și ascultarea, pentru că foarte mult și-a dorit El și foarte mult a ținut la credința noastră creștină. Și închei cu acele cuvinte lăsate ca un testament, ca atunci la moartea sa să fie scrise lângă căpătâiul său acele cuvinte: și eu am fost ca voi și voi veți fi ca mine, lăsați-vă de toate și gândiți-vă la moarte. Deci iată, el dacă ar fi aici, acesta cred că ar fi îndemnul acela de a ne gândi că și noi suntem pelerini, suntem trecători pe acest pământ. Dumnezeu să vă răsplătească jertfa, rugăciunea, și mulțumim Părintului Stareț pentru modul frumos în care a organizat această slujbă de pomenire. Aduc aminte că Părintele Serafim, înainte să moară cu o săptămână, era unul din fii la căpătâiul lui până a murit, a zis așa: mi-aș mai dori să trăiesc, să-mi văd nepoții, toți trei slujitori, să slujească Sfântul Altar. Dumnezeu a vrut ca el să moară înainte de a ajunge celorlalți doi slujitori, părintele a ajuns, dar uitați cuvântul de folos, cu trăire, rostit de nepoțelul părintelui Schemonas Serafim. Acești copii minunați care l-au ascultat pe cel bunel, drăguț, simpatic și de o smerenie înălțătoare. El a trăit în lume. Dacă Mirian a trăit aproape viață de călugă, altfel nu ajungea să moară în mănăstirea noastră. Deși a venit la o vârstă foarte înaintată, v-am mai spus eu, la 73 de ani, când l-am văzut și că spunea că vreau să rămân aici, gândul meu a fost: ce să fac cu bunicul ăsta la 73 de ani? Păi ne-a dat o lecție de viață, de smerenie și duhovnicie,
încât să-mi dea Dumnezeu smerenia, Părinte Schimona, mie și la toți părinții mei, și rog încă o dată pe Maica Domnului să se nască un așa călugăr, trăitor și de evlavie înălțătoare și smerit. Cât a trăit în lume, el n-a fost decât în casa lui Dumnezeu, sărbători, duminici, până și la nora lui spunea să rămână. Ați mai auzit așa ceva? Se vede credința. Și a dorit tot timpul să ajungă monah. Dumnezeu a avut altă rânduială cu el. A crescut acești copii, dacă mă înșel, trei. Iată nepoții, la 73 de ani, s-a retras în liniște, în viața monahală, unde a trăit cu adevărat trăirea unui monah adevărat, cum a trebuit să fie viețuitor într-o sfântă mănăstire. Să le ierte și să odihnească Domnul Dumnezeu și să nu uităm în rugăciune. Părinte Serafim, precum bine ați auzit de la mine, la Părintele Cristian, a îndrăgit foarte mult, a îndrăgit icoanele. Un ucenic de-a Părintele Serafim, Daniel îl cheamă, un tânăr din Londra, care are trei copilași cu câțiva prieteni de suflet, a trimis dumneavoastră în numele Domnului și în numele schimonahului Serafim să vă dorim câte o icoană. Câte o icoană la cât s-ar ajunge Dumnezeu. Știi, acolo sunt, o să vi le dărim. Le-a dărit din suflet, Daniel îl cheamă, care lucrează, știți prea bine românii noștri cu câte trudă lucrează în afară, dar vedeți că nu-i uită de unde a plecat și credința în Dumnezeu. Și mare evlavie față de această mănăstire și precum v-am spus și în biserică, acest Daniel venea până la Iași cu avionul să-l vadă pe Părinții Serafim, să ia două, trei cuvinte de folos și pleca înapoi. Și atunci, iată că avem acolo darul acesta care îl dă în numele Domnului, pe Maicuța Domnului și în numele Părintelui Serafim în această zi binecuvântată, unde noi cinstim prin parasasul de astăzi cele șase luni plecarea la cele veșnice a Părintele Schimona Serafim. Mă mulțumesc din suflet de biscădincioși că ați avut răbdare.